Sper de oră v-aș fi spus calimera, a trecut. După ora 12, grecii spun calispera. Deja, nu știu, a fost o sinteză atât de frumoasă a doamnei Filiti, încât nu știu unde aș mai putea apunta. Această sinteză se regăsește și în această carte, a cărei idee, desigur, i-a aparținut acum vreo 3 ani, văzând așa și constatând noi prin librării că sunt o mulțime de cărți, Bucureștiul evreiesc, Bucureștiul unguresc, Bucureștiul, dar de ce nu și un București grecesc? Așa că am început, practic nu știam de unde să începem. Era un material extraordinar de vast, așa cum este capitolul din istoria Greciei, capitolul românesc al istoriei Greciei, este inepuizabil și nu știu câte generații e de lucru pentru încă așa câteva generații, numai să se studieze ce comori există la noi. Cartea aceasta e doar o picătură din material, deci noi am putea să facem acum câteva alte albume cu materialul ilustrativ rămas. Am putea face albume tematice pe toate secolele de care a vorbit doamna Filiti, ca să nu mai vorbesc că pentru iluminism ar trebui câteva albume. Iluminism care coincide cu secolul Fanariot. Practic toată erudiția, toată cărturărimea lor aici a fost secole de-a rândul, răsfoind dicționarele grecești. Nu se poate. Două treimi au trecut cu toții, nu numai prin București, prin țările române, opere fundamentale ale literaturii, ale istoriei grecești, au fost scrise de greci pe pământ românesc. Grecii ne-au botezat. Dimitrios Filipidis, prima dată, e cel care folosește numele de România pentru toate cele trei țări române, istoria României, pe care o publică la Leipzig, Este un grec, înainte de școala ardeleană și de conștiința unității de ziarele. Au avut aici câteva ziare, 31, în total 31 de ziare grecești pe teritoriul României, în București vreo 12. Cine le parcurge, au pagini atât de emoționante, rămân cu tremurați. Este un patriotism. Ei toți au fost oameni cu două patrii și fiecare, de la cei mai cunoscuți până la oamenii simpli, au încercat să înapoieze ceva locului în care au trăit. De Arsachis n-am pomenit, a fost triada de aur, așa numită triada de aur în secolul XIX, Apostolos Arsachis, Evanghelis Zapas și Harocopos, cel care... Și Zapas, apostolul Arsachis, vedea, început să vorbesc grecește, era un cultivat, un politic, a devenit ministru de externe și prim-ministru pentru scurt timp. Dar ceilalți doi, și Zapas și Harocopos, erau oameni simpli, iubitori însă de cultură și au rămas după ei la Academie și, bineînțeles, după Harocopos, desenul bisericii grecești, pe care o admirați în piața Pache Protopopescu, i-a aparținut. Deci, un om simplu. Mitropolitul Filiti, cu bursele oferite deopotrivă pentru români și greci. Grecii cred că mai merg și acum la burse. Da, pentru că funcționează așezământul acolo. Noi s-au risipit ușor. Da. Greci anonimi. Spitalul, am vorbit de filantropia, sigur Caracaș era medic și a vrut spitalul filantropia, nu era el mulțumit de Pantelimon, de celelalte spitale, era medic șef al orașului București și a vrut să-și facă un spital al lui care să, împreună iarăși cu familia Filiti și cu alți doctori ai vremii. Dar erau greci simpli, spre exemplu, spitalul fraților Xenocrat. Acești frați erau negustori, simt, nu s-au căsătorit niciodată pentru că au vrut să strângă bani, ca și Zapas de altfel, au vrut să strângă bani și să-i ofere, după aceea să-i ofere. Spitalul Xenocrat a funcționat, au lăsat, este un testament
Testamentele sunt o mulțime încă de publicat ale lor, care sunt dovezi cutremurătoare, emoționante, cât de darnici erau pentru cele două locuri. În primul rând pentru școli în locurile natale și, în al doilea rând, pentru București, pentru locurile unde au trăit. Sau, sigur, recunoștința se manifesta în altfel. Rigas, de pildă, tot ce a creat a fost aici, dar a făcut și două cărți, o hartă a țării românești și o hartă a Moldovei. Sunt printre, practic, primele lucrări cartografice. Se pot găsi aici, deci la 1790. Scriitorii. Începem cu primul roman recunoscut în istoria literaturii grecești. Este scris de Nicolae Mavrocorța, în captivitate la Alba Iulia, scris în greaca veche. Nicolae Mavrocordat e un enciclopedist avant la lettre, un profesor canadian, Jean Bouchard, care se ocupă de Nicolae Mavrocordat. I-a publicat acest roman, scris în greaca veche, și pe care o să-l avem și noi curând, în fine, și în română. Deci un roman, primul roman al literaturii grecești, scris pe pământ românesc de un grec, în greaca veche. Acum domnul profesor Bușar strânge corespondența lui Nicolae Mavrocordat, trimisă de la București, de la Văcărești. La Văcărești, unde știți, era cea mai importantă bibliotecă a spațiului sud-est european. Strânsese acolo tot ce putea oferi Europa vremii. Dar domnul Bușar merge, strânge scrisorile lui. Este o ediție fără sfârșit, pentru că în orice altă bibliotecă europeană merge, mai găsește o scrisoare. E un alt roman al vieții de la București, scrisă, înregistrată, cu datorie față de aceste locuri unde a trăit, de acest domn Nicolae Mavrocordat. Au fost cronicari. Primele am vorbit de istoria României al lui Filipidis, dar au fost și altele. Medicul lui Alexandru Ipsilanti, Comnenos al Ipsilanti, a scris o istorie a lucrurilor întâmplate aici, care are 1000 de pagini. Adică nu s-a tipărit nici în greacă, era tradusă în română. Da, da, a rămas. Să sperăm. Da. Da. De topografia Valahiei, poate o să avem prilejul să vorbim anul viitor. Acest medic Caracas, care a călătorit peste tot și care e o panoramă, o oglindă a societății românești la vremea când a scris cartea. Athanasios Christopoulos, care este poetul cel mai important din prima jumătate a secolului XIX, dar era și jurist și a scris o sindacma, o constituție, Caragea, Constituția Caragea, care a fost înuns câteva legiuirea Caragea. Teatrul grecesc, domnița Ralu Caragea, fica lui Caragea, primele spectacole în limba greacă din tot Orientul Ortodox au avut loc la București, cu elevii ai de la Academia Domnească. Academia Domnească era echivalentul aproape așa 100% al universităților din Occident. Și aveau până la 400 de studenți, care nu numai din România, dar și români, și din Balcan, din spațiul balcanic. Așa cum este astăzi școala Atena, sponsorii acestei ediții, deci practic e făcută de români și sponsorizată de greci, iarăși se vede colaborarea noastră. La școala greacă Atena din București, elevii sunt copiii românilor din Atena sau din Nicosia, care s-au întors în România, dar au început să învețe greacă acolo și continuă. Așa că nu numai grecii învață româna, și românii deopotrivă. Și este câștigul nostru și așa recunoscut într-o carte de domnul ambasador Pukamisas, care a fost de asemenea alături de noi. Era într-o totală admirație față de noi. Cum am știut această simbioză? Să luăm și să facem ceva nou, să luăm din cultura greacă, din alte culturi, ceva care să aibă o pecete aparte.
Nu știu ce să vă mai spun. Practic, fiecare capitol ar trebui dezvoltat și că așa, iar istoria cărții, un an de zile am lucrat, așa este. Sunt mai multe cărți într-una singură. Este o enciclopedie, pentru că ce v-a spus doamna Filiti și așa am adăugat și eu, e numai o părticică din ce există aici. Da, este un dicționar, legendele toate sunt foarte bine făcute și așa, și oferă și ele informație care completează ce se spune în text. Așa, deci este și un album, este o carte cadou, este o carte pe care am dorit-o să placă tuturor și să închidă în ea istoria comună de câteva dar secole. Dar nu pentru București, însă nu mă promitem, pentru că noi lucrăm acum la o istorie a grecilor din România. Acolo ar trebui să umplăm câteva rafturi, ar trebui să se umple, pentru că fiecare oraș, fiecare are... Există o arhivă impresionantă. Iar ca să încheiem așa, într-o să-mi dați voie, l-ați evocat pe apostol Arsachi, care era doctor de felul lui, și acum cercetările de ultimă oră au stabilit că el, de fapt, este autorul real, autorul adevărat al teoriei evoluționiste. Prin urmare, îl devansează cu vreo 40 de ani pe Darwin. E vorba de teza lui de doctorat susținută la Halle. Dar trebuie publicată așa și așa, sau o monografie, fie multe din personajele evocate aici ar merita cărți aparte. Absolut. Și noi vă invităm să vă alăturați echipei noastre, care e destul de posterivă, și să punem o dată în plus, în evidență, în valoare, acest patrimoniu româno-grecesc, fiindcă trebuie să ne credeți că sunt manuscrise foarte multe. Sunt trei volume de numai cataloage de manuscrizelor grecești din spațiul românesc. Și nu avem specialiști, deci vă lansăm și această invitație și vă mulțumim pentru filoxenia fundației Calea Victoriei și dumneavoastră. Mulțumim!